Copiii, indiferent de vârstă, statură, greutate sau etnie, au același suflet pur și își doresc să fie tratați ca de la egal la egal. Pentru a aduce în atenția făgărășenilor discriminările dintre români și alte etnii, mai ales în rândul copiilor, se va organiza un festival intercultural. Festivalul va avea loc sâmbătă 30 septembrie, începând cu orele 14, la Casa Municipală de Cultură. Vom fi acolo prezenți mai devreme pentru repetiții. Am auzit o veste bună zilele trecute. Vor veni și cei de la Televiziunea Națională TV de la București, pentru că au auzit de festivalul nostru, au auzit de lucrurile care se întâmplă frumos în Făgăraș și vor să vină și să filmeze acest festival și ei și să-l difuzeze la nivel național. Toți copiii sunt pregătiți. Avem foarte mulți invitați din toate domeniile. Programul a fost făcut și ceea ce nu am menționat eu până acum este faptul că la intrarea în Casa de Cultură va avea loc o expoziție de porturi și costume tradiționale rome și românești. Vor fi trei standuri de acest fel. Astfel, lumea, spectatorii care vor veni la eveniment vor putea vedea costume mai vechi, costume mai recente și vor putea admira creațiile croitorilor din timpuri. Așadar, făgărășenii sunt invitați la un festival intercultural pentru prima dată în Făgăraș. Sâmbătă, la Casa de Cultură, începând cu ora 14, va demara evenimentul. Potrivit programului, primii care vor urca pe scenă sunt cei de la ansamblul Prietenia 5. Ei vor oferi un program divers de cântece și jocuri atât tradiționale românești cât și țigănești. Spectacolul pe scenă va fi întreținut de trupa Eva D'Art, ansamblul de dansuri populare Ceata Făgărașului și ansamblul de dansuri Romano Step Târlungeni. Intrarea este gratuită.